Podul vechi de la Grădiștea s-a prăbușit luat de ape în 13 august 2005. De atunci, circulația feroviară spre Giurgiu și în continuare spre Bulgaria se derulează deviat pe la videle, 117 km, față de numai 59 pe ruta clasică. Această situație a produs pierderi atât operatorilor feroviari de călători, cât și celor de marfă. De 8 ani s-au perindat autoritățile pe la Grădiștea, îndelunge analize și multe promisiuni, doar promisiuni. Tabloul este unul trist care nu amintește cu nimic de traficul care se desfășura odată prin zonă. Soarta podului de la Grădiștea a fost una dintre preocupările politicianului Florian Nicolae, deputat de Giurgiu. Rezultatele par să se concretizeze, încât din 2014 să înceapă reconstrucția obiectivului fără de care Giurgiu este mai sărac. Așa cum am spus și înainte de anul de a fi deputat, interesul meu a stat reconstrucția acestui pod de la Grădiștea, podul peste Argeș, pentru că acest pod izolează, practic, portul de mărfuri Giurgiu de București. Am discutat și ultima, de acum două săptămâni, cu un domn ministru secretar de stat de la Ministerul Transporturilor și m-a asigurat că sunt, inclusiv s-a identificat finanțarea, iar în primăvara anului 2014 se vor începe lucrările de reconstrucție a căii ferate. Podul de la Grădiștea a fost construit în urmă cu aproape 150 de ani. În 2005 s-a spus că s-a prăbușit din cauza inundațiilor, în timp ce unele expertize au arătat că surparea a fost posibilă după ce unele balastiere ar fi săpat chiar lângă unul dintre pilonii podului, ducând la slăbirea structurii de rezistență a acestuia.